la Facultății de Stomatologie, Larisa Roșca. Stimați profesori, distinși oaspeți, dragi prieteni, rude și colegi, permiteți-mi să vă mulțumesc din partea promoției 2018 a Facultății de Stomatologie că sunteți astăzi alături de noi pentru a marca sfârșitul acestei etape speciale din viața noastră, facultatea. În urmă cu 5 ani am pășit pragul Alma Mater plin de speranțe și așteptări și cu siguranță aceste așteptări au fost depășite. Ne așteptam să fim îndrumați și instruiți de maestrii artei medicale, dar am avut parte de mult mai mult. Ni s-au predat adevărate lecții de viață, pe lângă carte am învățat ce înseamnă demnitatea, omenia, spiritul adevărului și curajul de la cei care merită toată admirația noastră, dragii noștri profesori. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, că nu ați lăsat întrebările noastre fără răspuns și ați găsit întotdeauna o clipă liberă pentru noi. Ne așteptam să fim susținuți și încurajați de părinți, dar aceștia poate uneori au trăit emoții mult mai mari decât noi, fiindu-ne alături atât în clipele de succes, dar și cel mai important, în clipele de eșec. Aceștia au sacrificat timp și resurse pentru ca noi să ajungem astăzi aici și nu există cuvinte care ar putea exprima mulțumirea, recunoștința și dragostea pe care le purtăm și aș vrea să vă rog să le aplaudați pentru că ei într-adevăr au făcut lucrurile. Ne așteptam să găsim aici prieteni în fiecare grupă. Ne așteptam să găsim prieteni în fiecare grupă, dar am găsit mult mai mult. Am găsit o adevărată familie. Am petrecut alături primele emoții ale totalizărilor, ale examenelor și cel mai important, ale primului pacient tratat sau examinat. Cu siguranță nu am schimbat pe nimic în lume prietenia formată în anii facultății. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru susținerea care am manifestat unul în față de celălalt, pentru că întotdeauna ne-am încurajat și nu ne-a fost frică să avem planuri mărețe sau ambiții mari. Am trăit o viață extraordinară în acești 5 ani. Viața de student la medicină nu se compară cu nimic. Noi promitem să respectăm cu strictețe modelul universității și să practicăm cu demnitate această profesie nobilă, profesia de medic. Vă mulțumesc și vă urez succes în viață!